Bună seara și bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a emisiunii Business Philosophy. Astăzi o avem alături de noi, o invitată cu totul și cu totul specială, pe prezentatoarea TV Olivia Cucoș, prezentatoare TV în Republica Moldova, care activează acum și în presa din România. Bine ai venit alături de noi, Olivia! Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit! Pentru început să descrie-ne activitatea ta jurnalistică din Republica Moldova. Unde ai debutat? Care a fost traseul? Sunt de o lună în România, aici activez deja, dar background-ul din Moldova nu mă lasă și nu mă lasă, să spun așa. Am activat destul în presă, în presa sportivă mai mult, pentru că asta a fost fableța mea dintotdeauna. Cea mai frumoasă. Da, ești cel mai frumos, mai ales când ești o femeie în atâta lume frumoasă, care e pasionată de sport, de sănătate și așa mai departe, te fascinează. Am activat la Federația Moldovenească de Fotbal, am fost prezentatoare la emisiunea La Firul Ierbii, care a avut succes. Deci sportul moldovenesc, fotbalul în special, era într-o perioadă în care nu prea se bucura de mare popularitate, adică în mediul online în special, pentru că emisiunea inițială a apărut în mediul online, iar mai apoi pe canalul de televiziune, nu știu dacă pot să-l numesc aici în emisiune, dar e Republica Moldova, canalul Federației Moldovenești de Fotbal, o emisiune care a luat amploare și am văzut în statistici cum oamenii au început să vină la stadioane, să umple stadioanele și să se bucure alături de echipa țării la fiecare meci, pentru că înainte echipa țării erau făcuți fazeci de oameni. Mai apoi, meci de meci, au văzut rezultate, da, că am făcut și rezultate frumoase, au început să vină oamenii la stadioane și vreau să zic că e și meritul și al meu și al oamenilor care au făcut acolo emisiunea aia, că tu ești prezentatoare și ești bine mersi frumoasă, dar în spatele tău stă o echipă, stă un montator, stă un cameraman, operator, stă un producător care te ajută cu idei și discuți. La fel am activat și la Moldova 1, am lucrat la televiziunea de stat. A fost o perioadă frumoasă în cadrul campionatului mondial. Anul trecut tot am activat. A fost o experiență frumoasă, dar na. La Firul Ierbii am putut mai mult să mă exprim. Da, într-un canal de televiziune de stat nu ai libertatea aia pe care o ai pe YouTube sau pe care o ai la un canal în care se vrea audiență. La stat nu se vrea audiență. La stat se vrea să fie un produs echitabil, bine mersi, împachetat, ca nu cumva șefii de sus, șefii mari, să zică că, bă, ia atent, ce spune fata aia acolo pe sticlă? Adică la TV, Doamne ferește de ești de pe prompter, ceea ce nu e pe YouTube și nu e la alte emisiuni. Am activat, apropo, am fost reporter și în domeniul agricol. Oh. Cum se combină că din agricultura am trecut în sport? La Firul Ierbii are legătură și cu agricultura, iarba, agricultura. Dar deci știi că la un moment dat chiar era interesant că mă pricepeam foarte la bine sol. La terenul, la sol, la tot ce înseamnă iarba aia, cum era crescută, deci chiar și covorul ăsta din iarbă, să știi că îngrășăminte ce se pune. Eu zic, bă, uitați-vă că la zimbru e cam urățel, ia atent, acolo puneți niște îngrășăminte. Minte, udați-l mai des, adică avem niște cunoștințe și în domeniul ăsta, da? Mă rog. Deci ai contribuit la să ai ajuns cu calitatea terenului și apoi cu rezultatele. Da, dacă mă întorc înapoi în Moldova, la asta mă întorc. Dar am văzut în Sibiu tău și ceva școală de actorie? Sau? Da, am făcut și facultatea de arte frumoase. Am început de fapt de acolo. Am vrut să fiu jurnalistă de mică, pentru că am început a lucra la Povestea de Seară și la o emisiune încă la TV Drochia, că nu sunt din Chișinău. Sunt venită dintr-un oraș, de la nordul Republicii Moldova, e mai aproape de Ucraina, în zona aia, e mai la nord, așa? Mai liniștită. Da, cum să zic liniște, dacă s-au auzit bombardamentele alea, cum se auzeau, mă gândeam că, Doamne, apără-ne și păzește-ne de tot ce se întâmplă acolo, da. Însă, venind de acolo, acolo am început toată activitatea mea la Drochia TV și vreau să fac jurnalism, dar se bătea în mine actoria cu jurnalismul. Și respectiv, uite că am ales facultatea de jurnalism, dar pe lângă facultatea de jurnalism de stat, am mers și la actorie. Actoria, uite, am absolvit-o, jurnalismul anul ăsta absolvesc. Și poate la voi fac masterul, uite că dau acum în premieră din casă. Un portofoliu impresionant. Pentru că o fată, cred că nu trebuie să fie doar drăguță, trebuie să și aibă niște studii, să aibă carte. Ok, nu e Cambridge, dar e bine să ai orice facultate, orice act acolo. Ridică puțin autoaprecierea, stima de sine și așa mai departe.
contează. Dar noi ne-am cunoscut tot la firul ierbii, la un turneu impresionant organizat de Asociația Presei Sportive din Republica Moldova, Redi Ciobanu, și tu ai venit să iei interviu cu componenților. Noi am ocupat locul 2 acolo, de ce să faci? Ai mei au fost mai puternici, asta e, trebuie să recunosc că ai mei au fost mai puternici. Ce să zic, apropo... Și atunci erai la federație? Când da, eram la firul ierbii. Okay. Apropo, în ziua aia m-a prins soarele cu voi atât de tare. Păi, și normal, că noi strălucim. Voi străluceați, la voi era un eveniment impresionant și pe lângă asta am mai mers seara și la cupa feminină, adică erau două evenimente în aceeași zi, alergam dintr-o parte în alta. Nu știu, noi am fost la cramă seara, am fost la Milești Mici. Și nu mai zoați pe mine la cramă, că veneam, lăsam cupa și veneam la cramă împreună cu voi. Ei, lasă că mai bine la fotbal la fete. Da, am fost și la evenimentul ăla. Apropo, e funcțională instituția aia, adică chiar te simți foarte bine când jurnaliștii se ajută reciproc. Aveți o echipă frumoasă acolo. Avem o echipă frumoasă și chiar dacă sunt mai mulți băieți acolo. Apropo, am jucat și o dată fotbal. O singură dată m-au invitat pe mine la un turneu. Cu autogol acela, nu? Da, asta și autogol, îți dai seama. Adică am înțeles că în poartă nu mai stau. Am avut și pretenții de la fotbaliști, îți dai seama că, bă, cum ai putut tu jurnalistă sportivă și să nu joci? Eu zic, și voi când încasați câte 5 jocuri, la un joc câte 5 goluri la națională, cum se face? Ca să cunoști starea de spirit, ca să poți reflecta apoi în presă, să interviu. Acum nu m-am mai uitat să la ei ufor, gata, înțeleg cât e de greu în teren să nu... Ba, în weekend ai fost și la un turneu de tenis, la Hănescu. Da, apropo, am zis că vreau să fiu chemată mai des, că mă atrage tenisul, aș începe să fac niște antrenamente acolo. Să încep să dai mingea peste filou, că am văzut că ești pe aproape. Foarte aproape, foarte aproape de asta. Bă, învăț, exersez, lucrez la subiect, muncim ca să fie bine. Cine știe, la anul, la turneul ăsta, poate că reușesc să vă uimesc. N-am nicio emoție. Am văzut că l-ai încurajat pe Gică în momentul în care ai jucat în cupele europene, pe Hagi, da? Ai fost alături de ei cu tricolorul. Da, sincer, eram într-o situație foarte dublă, pentru că de aici șeriful e echipa din țara ta. Și toți îmi scriau pe rețelele de socializare, având o comunitate, toți îmi scriau mie, uite, e echipa ta și ce dacă e Transnistria și ce dacă e Tiraspol, trebuie să ține apărat cu echipa ta. Dar în sufletul meu se băteau două extreme, adică țineam cu echipa din Tiraspol, cumva înțelegeam că mulțumită lor avem meciuri senzaționale cu Manchester, vine Ronaldo în Moldova, înțelegeam că mulțumită lor avem niște chestii, dar în același timp și sufletul de român că ținea cu Hagi, pentru că e până la urmă regele. Ce nu s-ar spune, ce nu s-ar scrie și ce nu s-ar vehicula, tot el e acolo sus. Tot noi tindem cumva, știi? A fost și va rămâne mult timp. Da, și ca antrenor. Mi-a plăcut echipa lui. Are o echipă destul de faină. Chiar muncește cu ei. Adică încearcă să fie la nivelul ăla, dar atâta timp cât nu s-a investit mult timp în sport, nu avem cum să vrem, nu știu, Champions League sau... Da. De asemenea, ai fost și la fabuloasa victorie cu Polonia, nu? Da, atunci am plâns, sincer, am plâns împreună cu băieții și cred că chiar dacă o să mă uit la meciuri acum toamna, îmi dau seama că o să fiu cu sufletul acolo, că pe 15 trebuie să plec și Moldova și îmi dau seama că chiar și la Naționala, chiar și la Under 21, oricum sunt țin la ei, oricum mă uit, mă mai urmăresc. A fost un meci senzațional, deci în prima repriză credeam că, da, gata. Aici s-a terminat totul, nu mai câștigăm. Mă gândeam, bă, Lewandowski la sigur îmi vorbește la interviuri. Asta era principalul. Iar m-au dezamăgit ăștia, nu pot da și ei o minge. Sincer, mă gândeam și eu la asta. Adică gândeam ca orice moldovean tipic în firea mea, chiar dacă hai băieți, sunteți super bravo. Când acolo văd primul dat de Nicolăescu, că avem și o relație specială cu soția lui, prietena mea, și stăteam acolo lângă ea, m-am dus de la zona presei, m-am dus lângă ele. Și atât de mult, nu știu, aveam emoții pentru el să marcheze, că e și cel mai tare marcator din toate timpurile la Națională, a marcat cele mai multe goluri, l-am trecut pe selecționer și asta e un punct. Și era și o chestie de ego-uri la ei acolo, juca. Și când am văzut că marchează 3 la rând și Baboglu, pe care l-am adus nou în echipă, marchează, zic, m-au făcut și pe mine mândri, băieții ăștia, după atâția ani, m-au făcut mândri. Și au umplut stadionul, apropo. De la Moldova-Franța, cred că am mai umplut stadioanele pline de lume. Da.
Iar în România, ce aveți? Numai Vadim Rață e singurul jucător din Republica Moldova care activează în Superliga? Nu, Vadim Rață și cu Armaș sunt la voluntari. Ok. Vadim Rață a fost la Steaua și de-aia erai tu, da, care da, ești da, un pic care scunge sânge roșu și albastru în timpele. Da, apropo, eram mult mai impresionată când eram peste Prut de Steaua decât acum. Dacă e să vorbesc. I-ai văzut mai de aproape. Da, știi că de departe totul e frumos și e bine când te apropii, nu e așa. Vadim, da, e la voluntari cu Armaș și mai este Damașcan care e la Sepsi în Superliga. Și aici, mai mulți ești în Liga a doua joacă. Avem pe la Chindia, avem în Liga a doua moldovei mai mulți. Ce să zic, vreau să reușească, să le reușească să crească. Am văzut și staful tehnic moldoveni la multe echipe. Mă rog, eu având o relație și cu Dinamo Kiev, având oportunitatea ei fiind la noi la Vadul lui Vodă, am avut oportunitatea să iau niște contacte, să fac un interviu, acolo am făcut și o emisiune cu domnul Lucescu și acum pe la toate meciurile, cam sunt și la Dinamo, adică dacă la Vadul lui Vodă am avut un turneu la fel fabulos, acum vreo 5 ani, primul turneu făcut de Edi. Și ți-a plăcut acolo baza? Cam stingher, așa, cam izolat ce am fost. Trebuia să stați așa izolați de lume ca să vă pregătiți doar de fotbal. Pentru performanță, zic, ok. Îmi dau seama, după aia la cramă, bine, atunci a fost la mine, știi, am fost la, să numește, crema asta mai mare. Gustoase vinurile, nu? Gustoase, dar am făcut niște cursuri de somilie și am venit pentru performanță. Dar e bine, chiar s-a investit foarte mult în turism în ultima perioadă, chiar în pandemie și după pandemie. E marketing impresionant, deci ce faceți acolo e deosebit. Vinurile noastre au ajuns peste tot și mă bucur asta. Sincer, chiar și dacă vreau să intru să iau ceva, mă tot mă uit la vinurile la moldovenesc, să iau un vin acasă bun, pentru că știu calitatea, știu cum se produce, pentru că ți-am spus că am fost în agricultură și în special am fost pe tot ce înseamnă vinificație și am făcut niște cursuri de somelie. Între timp chiar m-am aprofundat, adică un vin pentru mine e deja mult mai mult decât un vin. E și o licoare care te învață să te odihnești civilizat. Da, e o poezie. Acolo notele, fiecare notă și te gândești, bă, a pus fetească sau ce e acolo? Care a fost? Cum a fost creat? Că e și artă și asta, până la urmă. Și acum ai venit pentru să lucrezi în presa din România, la Digi Sport. Cum e? Mi-a sclipit ochiul aici să vin. Dar aici nu ești numai pe fotbal, e și pe sportul, nu? În general, adică mă duc unde apuc să mă duc. Adică nu fac nasuri, că bă, am venit prezentatoare din Republica Moldova și uite, eu sunt importantă și nu mă duc în teren. Adică mă duc în teren, fac și pe extra, am descoperit handbalul. La noi în Moldova el nu prea are viață. Aici în România văd că fetele sunt super mișto și unde chiar... Unde ai fost la CSM? Sau... Da, okay. Am fost la CSM. Mi-a plăcut de ele așa. Să te duci la băieți, la Dinamo, că și acolo sunt... Sunt mișto. Da? Mă duc și la băieții. Am fost la o conferință de presă la băieții de la Dinamo. Uite că am fost odată și la Dinamo. La fotbal. Nu, la handball am fost. Înalt, tot stăteam eu. Dacă cei de la TV mă percep foarte înaltă și în general sunt percepută, tot mă văd în realitate. Vă, ce micuță ești. Și de la aia, de la handball, mă uitam în sus, dita la înălțime și cu deci performanțe. Da, și la băieții de la Dinamo, de la fotbal mă duc. Adică, da, chiar la meciurile Dinamo sunt mai des decât la celelalte. Pentru că, nu știu, cum așa se primește ultima perioadă să fiu mai... Chiar și aseară am fost la un meci. E sponsor din Republica Moldova pe pieptul principal, probabil de aia. Nu, că mie nu vine nimic. Când o să vină, discutăm. Da, avem sponsor pentru... Da. Și la Olimpiadă, voi cum stați? Aveți sportivi ca Republica Moldova? Da, cred că o să meargă și Fierul. Ok, eu am fost... Pare, eram pasionată o perioadă de judo. Și îmi place judo, adică eu dacă aș avea un copil știu la sigur că ar merge la judo și avem performanțe. În general, la noi în Moldova sunt mult mai iubite luptele libere, judo, boxul tot e iubit, kickboxing-ul, adică toate astea stă mai bine decât pe fotbal. Pe alocuri stă mai bine la asta. La canotaj, l-avem pe Tarnovski, adică extra fotbal stăm mult mai bine. La Olimpiadă cred că o să avem performanțe. Chiar am favorit și țin pumnii pentru ei în 24. Să vină cu salba de medalii. Dar așa, din, au ești de o lună, nu? În presa din, sportivă din România. Da. Ca o comparație între cea din Republica Moldova și cea de aici. O să fiu foarte critică dacă o să zic că Republica Moldova, comparativ cu aici, e mult mai moartă, pentru că televiziunile, mă rog, la noi sunt bazate pe politic.
totul e în jur la politicieni, politică, la sporturi foarte puțină atenția se atrage, începând de sus până la jos. Adică, dacă e să luăm, nici nu se investește în sport, e uitat sportul, dar nici jurnaliștii nu sunt așa că să-i rupă pe ăștia care nu, sau nu investesc, sau nu fac nimic pentru sport. Pentru că, la un moment dat, noi ne trezim în Superliga că nu avem bani. Că nu au bani băieții de antrenamente, că trebuie să spele singuri echipamentele sau, adică sunt niște probleme financiare, dacă se vorbesc, dar despre presă, dacă e să mă întorc înapoi la presă, aici îmi pare presa mult mai cu dinții ascuțiți. Noi suntem mai blânzi acolo, îi lăsăm, avem niște relații, bă, mai fac la ei un meci, mai sunt și crainic la meci, nu mă cert cu echipa cu Tăreasca sau mai și aia am niște, sunt și ofițeri de presă, adică combină chestii și nu atacă echipele aici. Jurnaliștii atacă, adică și suntem mult mai mulți, suntem mai informați, e și o concurență foarte mare în teren, despre care nu pot să nu zic că e concurența mare și generația veche cu cea nouă și e o luptă și între generații până la urmă în teren, adică se gândesc tot, dar ce a venit ăsta să facă presă sportivă? Dar nu se gândește că și el acum 10 ani tot a fost în locul ăla la tânăr care vine și încearcă să facă jurnalism în România sau, mă rog, de unde n-ar veni. În presa din Moldova stă lucrurile mult mai calm, de-ai vrea să lucrezi, vorba aia. Dar nu prea sunt locuri vacante. Că televiziune avem puține, un site de sport, sport.md. Televiziune de sport nu aveți, nu? Nu. Doar ce e deschisă de federație, Uisport. Atât. Okay. Și acolo se arată numai meciurile și atât. Adică nu avem o televiziune pentru sport. Păi, Olivia, dacă ai venit aici, trebuie să-ți ascuți dinții, să fii precum colegii tăi de plasă. I-am ascuțit, da? Bine. Ești și pregătită? Eu, să știi, că credeam că Scorpie, cât eram în Moldova, credeam că Scorpia fotbalului moldovenesc și al sportului. Aici am venit și mi-am dat seama că nu sunt eu Scorpia, că aici sunt încă un mieluț și învăț de la cei mai buni să devii Scorpie. Da, ce reprezentant ale sexului frumos a impresa sportivă, Doamne Dumnezeu, da, colegii de plasă. Dar știi că la un moment dat mi s-a zis că, bă, uite, nu îmbrăca hăinuța aia sau nu veni prea gătită pe teren, ia-ți Adidas, și adică mi s-au reproșat chestii înapoi. Nu e ca și cum, pentru că mi s-a zis, tu ai venit de acolo prezentatoare și vrei să fii și aici prezentat. Adică dacă vrei să crești cumva aici, ești acuzat. Până la urmă, trebuie să vrei să fii ca toată lumea. Dar eu am fost acuza e prima etapă, stai să vezi ce urmează. Ce te-așteaptă. Suntem un popor de hateri. Eu asta am fost dizași despre moldoveni, despre români, că suntem un popor de hateri. Adică să moară capra vecinului. Suntem pentru asta și asta e rău. Nu știu, eu sunt atât de binevoitoare și mă știi și în discuții private, că sunt super binevoitoare și vreau să fie totul bine din toate părțile și pentru toată lumea, dar... Mă rog, nu toți sunt ca mine. Eu sunt mai tânără și mai naivă pe alocuri. Poate e, și asta. Plătești tu tributul până la 35 de ani când te trezești. Mă vreau puțin mai repede să mă trezesc. Am înțeles. Da, da, e complicat aici. Fac încă față. Am și colegi super ok care m-au ajutat. Dar băieții i-a propus un mult mai de treabă. Adică băieții încearcă să te ajute. Asta e o vrăjeală, da, mă rog. Na, e o vrăjeală. Vreau să mă cucerească ei pe mine, că îmi dau seama și de asta, da, dacă e să te mai și folosești de asta. E prima tactică de... Te cucere, este să pare că ești bine, că aha, am învățat, încă învăț chestia asta. Da. Învăț chestia asta de la ei. Nu știu cine o să devin eu peste o perioadă. Poate și eu o să mă adaptez și o să fiu mult mai rea și mult mai cu dinții ascuțiți. Însă până când sunt super așa... Eu văd de treaba mea. E despre asta. Când văd de treaba mea, vreau să fie la mine totul bine, nu mă interesează ce e la vecinii de alături. E important la mine să fie totul bine. Dar, Olivia, o să direcționez puțin, după o scurtă pauză publicitară, discuția către latura sexistă a presei. Ok. Business. Aș putea spune în cutremur dacă este să ne uităm în momentul de față în zona asigurărilor. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Japonia. Cred că nu s-a mai întâmplat din 2019. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață.
momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când ni se pare că situația este fără ieșire. Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interes, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da, ca să fie clar. Toți. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surpriză, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și la noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. 18 ani au trecut de când sistemul de învățământ din România nu a mai fost atât de aproape de criză. Vom arunca o privire de ansamblu asupra acestor ani, dar și asupra situației din momentul de față. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Limba română este regină și în Republica Moldova. Am revenit după o scurtă pauză publicitară, dragilor, și cum am făcut pasa către Olivia să aflăm dacă există, unde este mai mult misoginism, în presa din Republica Moldova sau în presa din România. Vorbim de presa sportivă. Dacă e cântărit să le pui pe balanță. Știi că, uite, chiar mă gândeam, le punem pe balanță și mă gândeam unde e mai mult. Aici e mai mare concurența, e mai mult misoginismul, cred că. Ok. Adică, dacă e să mă uit în România, da, e aici mai mult. Pentru că, ok, că ești etichetată în funcție de orice, okay, începând de la faptul că ești femeie și te bagi într-un domeniu al bărbaților și e lumea al bărbaților și cum ți-ai sport, permis. Fotbalul, da, da, îți dai seama că, mă, du-te pe extra, du-te pe atletism, că acolo e mai de tine. Ți se mai zice și asta. Adică, e o lume a bărbaților și, nu știu, și bărbații sunt hateri la voi până la urmă, că și bărbații se uită și, bă, dar ce a venit asta? Nu știe pițipoanca asta blondă ceva despre fotbal? Nu știe ea nimic, adică... A, te și desconsideră, adică dau, da, o așteptare blonda, de la tine să aia, te, da, 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 adică la început am fost percepută, sper așa, ca o fetiță super cu minte, da, Barbie, care... a venit din Moldova, a fost numită până acum Dileta, pe toate site-urile s-au scris despre mine și nu neapărat... Și ți-a era făcut asocierea aia cu Dileta? Sau? Da, și nu știu neapărat dacă e de bine că mi-au făcut asociația cu Dileta de fiecare dată, pentru că e un personaj și ea, adică eu cred că am fost mult mai curată în tot ce ține tot parcursul meu, adică nu m-am asociat cu niciun fotbalist, adică de mine chiar nu ai de ce te lua. Și la un moment, dacă nu au de ce se lua, inventează. Pentru că e cel mai comod să inventezi la un om care nu are despre, nu ai despre ce vorbi despre el. E bine să-l inventezi, să zici că, bă, da, uite, poate s-a combinat cu fotbalistul ăla și a ajuns în postura aia. Adică, până la urmă, oamenii vor să te ardă pe rug. Decapetată sau arsă pe rug? Asta e, asta Olivia, e întrebare. Da, s-o ardă pe rug. Da, cumva e asta. Și chiar uneori, știi, mă trezeam că dacă aveam o relație bună cu unii oameni din presă de la noi sau de la site-uri, mă trezeam cu faptul ăsta că eu puteam să nu declar
asta sau asta și dintr-o relație bună, bă, dar nu o să zică Olivia nimic, că ei îi place să se scrie despre ea. Bă, da, îmi place să scrii despre mine, dar întreabă-mă și pe mine măcar o dată ce poză să pui sau întreabă-mă să dau eu vreo poză sau nu știu, dar și se făcea toate pozele care se puneau, ce se punea cu mine era în zona asta misogină, pentru că toate pozele erau luate de pe rețele pe care, bă, arăt cum arăt, sunt cum sunt, mă bucur că sunt frumoasă și sunt așa cum sunt și arăt așa bine, dacă îmi permit să zic așa despre mine, că va fi și arogant după aia să ne trezim cu comentarii că fata e arogantă. Nu. Și au pus pozele care le-au vrut. Ei au scris că au făcut declarație. Eu nu am declarat asta, dar asta s-a pus ca o declarație pe alocuri. Și da, zic, mulțumesc, m-ați primit, fraților, cu mâinile deschise. Cu brațele deschise, nu? Pe alocuri, deloc nu cu brațele deschise și deloc nu. Dar să luăm distinct pe triburi. Începem cu colegii de breaslă. Care au fost mai sexiști? Colegii de breaslă din Republica Moldova sau cei din România? Colegii? Ne-ai avut remarci de la cei din sportul rece că ei le știu pe toate, da, și să te desconsidere. Da, dai seama, să te... dacă stau vreodată și răspund în telefon, nu știu, am avut o situație, îi răspundeam mamei în telefon că părinții îmi sunt peste hotare și mi s-a zis, nu stai să te uiți la meci, după aia nu o să știi ce să întrebi. Bă, dar ce, îți dai seama la ce moment? Adică și cumva mereu mi se spun, mi se remarcă, bă, cu, nu le știi, nu știi evenimentul ăla istoric, nu știu din ce an. Stați că mă adaptez, stați că abia intru în pâine. E despre asta că oamenii pe parcursul vieții lor învață. Nimeni nu s-a născut învățat. Îți iai bătăi multe și multe până e să câștigi o bătălie în viața asta de aceea. Și mai învăț, dar mă rog, să mă aștea din de aici. Deodată mi-au pus că nu ești, ești prostuță, nu ești destul de deșteaptă, nu ești destul de așa, dar... Pentru ce, eu auzeam de la colegi că se vorbea pe la spate, dar pentru ce au adus-o pe asta din Republica Moldova? Dar nu avem jurnaliste destul aici? Dar ce, noi nu avem cine să fie aici? Pentru ce au adus-o pe asta? Adică îți dai seama, deși când eram de partea cealaltă a prutului, eram venerată de toți. Bă, Olivia, dă un contact, bă, Olivia așa, bă, Olivia așa. Da, mă simțeam bine cât eram acolo, dar aici am venit și... Gata, nu mai contezi. Se spune fără dar și poate că nu mai contezi. Asta e. Și din rândul reprezentanților cluburilor, președinții de cluburi, ai avut situații de... Da, noi ne numim, între noi ne numim sclavi la palat când ne ducem la, așa, la palat. Da. Ne numim sclavi la palat. Ce să zic, acolo nu prea, mă rog, nu prea am ieșit că nu prea se trimit fete la palat. Că la palat știi că mai bine e să nu trimiți fete, că ți le ia pe sus. Adică e și un personaj complicat care trebuie să-l încălzești. Să... Până când am avut probleme cu nimeni, adică e totul calm. Dar nici n-am mers atât de mult. Adică, mă rog, nici eu nu mă bag în gura lupului. Sau cu mințică în banca mea. Ești pe caută, știi, să te protejezi. Da, mai bine, știi, te protejezi. Ești pe jumate apărat, dacă știi la cine să te rogi. Viața asta. Da, fotbaliștii? Fotbaliștii, da, au abordări. Da, abordări. Îți dai seama, fiecare jurnalistă trebuie să vrea în viața asta să se combine cu un fotbalist și îți scriu și te abordează și au impresia că poți să vorbească cu tine și eu tot am venit cu un statut din Republica Moldova în care în Moldova nu își permiteau să mă abordeze pe mine, că îți dai seama, fiam despre ei ce vroiam, raus, adică nu, ai zis un cuvânt în plus, nu mai ești cum era, adică te negrești ca imagine. Spun asta, că bă, ăsta abordează și te dau la toate. Sau mai ales pe mine m-a deprimat că bărbatul are familie și poți să te abordeze și să-ți scrie. Cum asta se face? Adică, sau că eu am crescut cu gândirea asta, bine, e învechită ea, dar e așa. Eu am crescut cu niște valori. Și când m-am trezit cu faptul că bărbați care sunt căsătoriți îți scriu sau fotbaliștii te abordează și te abordează urât, adică nu vorbiți doar despre meciuri și un potențial interviu, dar te abordează foarte... Și, sincer, am ales calea asta să nu răspund. Pentru că e foarte ușor să te afiliezi sau cu FCSB-ul, sau cu Dinamo, sau cu Rapidul, sau cu ăia, sau cu ăia. Eu nu mă asociez cu nimeni și chiar când am fost la început întrebată cu ce echipă ții sau ce jucători îți place, eu permanent ziceam, bă, nu am favoriți. Pentru că, fiind peste prut, da, aveam favoriții mei, dar aici înțeleg că o să fiu, pentru orice cuvânt al meu, o să fiu trasă la răspundere, cum ar veni. Pentru orice afirmație despre un derby, după aia se scrie, pentru că presa galbenă aici e vie. În Moldova e moartă de tot, presa galbenă. Adică, da...
Nu prea m-au abordat, dar fotbaliștii m-au abordat. Nu mai dăm nume aici în emisiune? Sau? Nu. Întreabă așa, generalist. Dar uite, îmi pare deosebit de îndrăznesc și de interesat. Femeile jurnaliste au făcut un manifest în Franța, femeile contra manierelor sexiste ale politicienilor. Deci femeile jurnaliste... Noi mai avem mult până acolo la noi. Visează să se mărite cu... Poate m-a luat și pe mine vreunul, știi? La noi au femeile încă gândirea asta. Uite, vezi cât sunt de departe de noi în gândire. Franțuzoicele, adică ok, ești un popor revoluționar și rebel. Dar uite cum gândesc. La noi fetele, de exemplu, în marea parte că o dau din casă, se gândesc cum s-ar lua cu cineva. Adică îmi dădeam seama, pentru că eu la un moment dat eram întrebată, când eram în Republica Moldova, de soții de fotbaliști, de oameni în general, eram permanent întrebată, când îți găsești tu un fotbalist? Asta era întrebarea care stătea la toți în aer. Când o să-ți găsești oare fotbalistul vieții tale? Că dacă nu-ți găsești în viața asta un politician sau un fotbalist, înseamnă că, păi, nu tare ai reușit în presă. Păi, nu destul că dai întrebări. Dar nici măcar nu te-ai meritat cu nimeni, ești tristă, gata, nu mai ai viitor. Și eu sunt tânără, am 23, uite că fac. Da, astea care de 30 încolo, în general, n-au obținut nimic în viață. Adică și percepția asta la noi mai e așa, că trebuie neapărat să te iei cu cineva. Și la un moment dat chiar și mi-e frică, dacă nu mă afiliez cu nimeni, înseamnă că ce, o să fiu în afara bordului, în afara echipei. Da. Uite, de asemenea, România se situează pe ultimele locuri între țările UE în ceea ce privește reprezentarea femeilor în Parlament. Voi aveți o președintă în... La noi e mult mai liber. Adică noi avem femei în cadrul multor instituții. Okay. La noi, la federație, dacă e să vorbim despre Federația Moldovenească de Fotbal, tot a fost o perioadă cu tabu să nu intre, Doamne ferește, femeile în fotbal. Uite că acum, la momentul actual... Avem o femeie care este directoarea stadionului, Alina Căpățână, o fată care e cunoscută și la nivel internațional pentru ceea ce face și pentru capacitatea de a manevra și a gestiona un stadion ca simplu, pentru că e cel mai mare stadion pe care îl avem, cu excepția celui de la Șerif, pe care îl are Șeriful. Și uite că femei avem în fotbal foarte mult, avem și în domeniul, la mai multe departamente din federație sunt femei. La marketing, la tot ce înseamnă salarii și domeniul economic, la tot ce înseamnă drept, adică în fiecare domeniu avem femei, ceea ce bucură. Și chiar fetele care au fost luate ca o fel de imagine a federației și cumva cum lucrează cu federația, nu știu, noi avem la under 15-18, pare mi se că avem... De altfel, fosta jurnalistă sportivă a Naționalei de fotbal feminin, Maria Teșanu, care e și prietena mea de altfel, ani de zile fata a jucat fotbal, dar apoi a fost trebuia să demonstreze că trebuie să lucreze în departamentul de comunicare, iar mai apoi este pe altă funcție, răspunde de tot ce înseamnă naționalele noastre. Și încă Victoria Gosonaga, adică uite, stau acum să număr câte fete avem noi în fotbal. Deci, uite, de selecționate feminine răspund femei. Aveți și zona arbitrajului, voi, nu? Arbitrajului. Stai că am uitat și de zona arbitrajului. Avem o super fată, am făcut și cu ea un interviu. Arată ca un model, ca să înțelegi. Fata e mișto rău. Deci fluieră bine. Da. Okay. Și asta, plus și e foarte adunată în tot ce înseamnă meciuri. Deci pe ea nu cumperi, nu vezi cu fotbaliști, nu o interesează pe ea toate ce e dincolo de fotbal. Elena Gopșilă. Și o fată senzațională care arbitrează. Deci mi-a plăcut extrem de mult. Se descurcă și la decizii pe teren, nu? Decizii pe teren și e și super frumoasă. Dacă dai acum un search pe Instagram sau nu știu undeva, o vezi și dai seama că te uiți la ea și îți pare că e model fata. Dar fata până la urmă face o muncă. E invitată la emisiunea de Și eu vreau să spun că avem foarte multe fete la fiecare domeniu. Nu știu, uite, stau și acum să mă gândesc. Avem și Asociația de Fotbal Feminin, care e reprezentantă, are tot o reprezentantă voi feminină. La Națională Feminină, cum stați? Stăm bine, uite, chiar la nivelul ăsta se investește foarte mult în fotbalul feminin. Nu s-a investit, de fapt, ca în alte țări din Europa, dar ultimii ani am făcut chiar un progres foarte mare. Adică îți spun câte femei, uite, avem la fiecare dintre etape și... Dar bine, aveți și bază de selecție, vin fetițe? Da, vin fetițele, chiar de la o vârstă foarte fragedă, spuneam de under 15, cred că de atunci
Nu sunt sigură, dar cred că de atunci le începe a vedea care sunt cele mai bune, pentru că avem fete care au jucat la Shakhtar, au jucat în Cipru, și joacă în continuare interesant. Și la, din câte țin minte, joacă, avem și Liga României care joacă fetele. Uite, da, la Farul. Avem fată care joacă la Farul. Uite că mi-am adus aminte. Deci, la noi, odată și cu venirea președintei noastre la putere, am observat că femeile se insistă pe asta ca femeile să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. Și da, aici în România, cam dacă să ne uităm, femeile nu prea. Uite, câte șefe de televiziune știi femei în România? Că tu știi mai bine decât mine. Câte șefe știi femei? Am făcut o statistică să-ți... Dar cunoști măcar una? Cum? Măcar una femeie, o femeie la șefa de televiziune. De radio îmi vine minte acum. Păi uite, dacă să ne uităm. Sau, nu știu, de departamente. Adică aici peste tot, la fiecare nivel, cam sunt bărbații la putere. Adică trăim într-o lume a bărbaților mai mult decât a femeilor. Uite că mi-a deci balanța înclină acum defavorabil acum, pentru către rămâne. Uite că la voi e defavorabil. Vreau să mai dau și eu niște bile albe. Da, așa, se gata. Dar nu știu cum stau la voi în federație. Adică doar la selecționata feminină am făcut cunoștință cu ceva fete și știu că un club de fotbal... Mai la voluntariat, mai sunt voluntariat, de astea. Chiar foarte... Da, la voluntariat am văzut fetițe în teren voluntare și am văzut la o echipă, este o reprezentantă, ofițer de presă, femeie. Atât. Da, și bine, o avem pe Ana Maria Prodan. Da, impresariat care îmi place mult de ea, adică da. O femeie care știe ce vrea de la viață și s-a priceput la fotbal, deci atenție, da, admirabil. E o femeie puternică, uite chiar mă uitam la un podcast cu ea. E admirabilă pentru mine, e foarte admirabilă pentru că a putut. Pentru că de multe ori femeile odată, iată, chiar făceam și o statistică acum câțiva ani când eram în liceu, pentru că liceu pentru mine e acum 5 ani, e atât de mult, și eram în clasa 12 și se spunea că, uite, fetele sunt mai active până la 18 ani în societate la noi, în Moldova. După 18 ani, nu știu, se mărită multe fac copii și nu mai reușesc să se dezvolte la fel ca și bărbații, okay, să se exprime profesional. Pe când bărbații își fac bine mersi cariera. Aici ce contează și ce mi-a plăcut la Ana Maria Prodan, că a reușit să fie și o familistă și să crească niște copii, să dea naștere unor copii, dar și să dezvolte foarte mult în cariera sa. Adică chiar e un exemplu pe ambele părți ale baricadei. Adică a reușit și acolo și acolo. Pentru că femeia, mie îmi pare, e mult mai puternică ca și bărbații. Ea dă naștere generațiilor, ea reușește foarte multe și eu cred că și în România se vor schimba lucrurile. Femei impresare aveți în Republica Moldova? Femei, nu știu, aș fi eu prima. Poate viitor cine știe, mă fac eu. Fete impresare, uite că n-avem. Okay. Nu știu, la fete n-am auzit. Am mai adăugat ceva la balanță, să mă încerc să mă echilibrez. Aveți măcar aveți pe Ana Maria Prodan, v-ați bifat acolo. Da, uite, citesc aici, bărbații reprezintă 75% din sursele și subiectele de știri din Europa. Păi uite, uitați-vă la voi în România. Pe cine dăm în știri? Dăm doar bărbații, uite. În Serbia, cercetările indică faptul că 76% din femeile de afaceri nu sunt luate la fel de serios ca bărbații. Adică sunt... Nu înțeleg de ce, uite. Îmi pare trist chestia asta. Latura de business, cum e reprezentată în Moldova? La noi chiar sunt granturi femei în afaceri. Okay. Fost la Agro TV. Nu cunosc bine. Am fost la Agro TV și știam despre latura asta. Femeile sunt susținute de multe organizații non-guvernamentale. Okay. Și acum, în ultima perioadă, sunt foarte multe femei care au dezvoltat dintr-o afacere. Știi cum dezvoltă femeile astea din afaceri de la noi? De obicei stau cu copilul în concediu de maternitate. Nu știu cum se zice corect la voi. Tot concediu de maternitate? Maternitate, da. Concediu, okay. Da. Deci în concediul ăsta de maternitate, ea înțelege că, băi, nu mai vreau să lucrez la bancă. Vreau să... Și începe să facă, nu știu, să croșeteze ceva. Avem o fată care făcea granola, un fel de amestec de... un fel de mâncare de dimineață, un fel de terci din ăsta. Și a descoperit pasiunea asta în perioada când era în concediu de maternitate, ca după să dezvolte din asta o adevărată afacere cu producție și să fie o femeie de afaceri când ai și copilul din perioada aia și la altul la grădinița. Adică la noi stau mult mai bine lucrurile la acest capitol. Femeile încearcă să se dezvolte, nu știu, dintr-o simplă afacere cu făcutul unghiuțelor acasă, ea își face ditele la salon. Descoperă în ea capacitatea de a manevra o afacere. Oh, da, că nu știe ea prea mulți termeni economici, că nu știe ea prea mulți termeni ce ține de legislativ,
dar le învață, punct cu punct să ia. Și mă uit, eram chiar în perioada aia la Agro TV, avem și o emisiune care era dedicată oamenilor în afaceri și să știi că erau foarte, foarte multe femei, mai ales astea care vin din diaspora și încearcă să facă acasă și să construiască o afacere, mică, mare, dar să facă ceva acasă. Olivia, o adevărată bucurie să te am interlocutoare. Mulțumesc tare frumos. Să mă pregătești data pentru emisiunea viitoare pe arbitra aceea atrăgătoare. O pregătesc. Vă mulțumesc tare mult că m-ați invitat și am avut un debut și eu aici, într-o emisiune. Și ne revedem cu drag la o nouă ediție a emisiunii Business Filosofie. Pa, pa! La revedere! Pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă războiul dus de Rusia în Ucraina. Vă invit la o incursiune.